acum Damașcan, pasă înapoi Rodriguez, Dimitrov și vine șutul în poartă, 2-2. Pe un 2-2, formidabil. Este absolut lăudabilă capacitatea lui Șepși de a duce atunci când trebuie o mulțime de jucători în careul advers. Așa s-a întâmplat și acum, superioritate practic zonală. Și Păun face 2-2. Șepși are capacitatea de a reveni. A făcut-o și cu CFR, o face acum și cu Craiova. Și mai sunt 3 minute plus prelungirile. Păun uită de durere, pentru că a fost contrat în momentul șutului. Iată-l pe Dimitrov și priviți, 2, 4, 6 jucători are Șepși în careul advers la faza încheiată cu golul lui Păun. Șut imparabil în plasa laterală, cred că a fost un pic deviat, eventual deviat și de Mateiu. Eu remarc și la această fază prezența decisivă a bulgarului Dimitrov. Centrarea a venit de la el. Corect, corect. A jucat bine bulgarul. Și astăzi. Și astăzi, și în Supercupă. Da. Hai, nu-mi spune. Ce vedem? Hai că stăm cu emoții. Să fi fost cineva pe traiectoria șutului lui Păun. Asta ar putea, cred, să verifice. Golovka face semne, stați domnule, liniștiți, totul e sub control. Aia e roșu. Roșu pentru Mateiu, pentru fault, pentru faultul la Păun. Pentru că el este jucătorul care a intrat tare. Da, da. Dar chiar atât de grav? Da, da, uite, e grea. Aoleu! Bă, dar totuși e cu talpa jos. Fii atent, fii atent, uite-te la un ralanti. Îi duce piciorul la unghi drept. Dublă lovitură încasată de Craiova și gol primit și jucător eliminat. Da, prin urmare, arbitrul Petrescu nu s-a uitat dacă golul este regulamentar. Nu părea nimic în... Uite-l! Cealaltă reluare, aia de mai devreme.